Închiriem o mașină pe 4 ore aici de lângă noi. Ia să vedem ce este un mini countryman, ceva BMW sau așa. Pe 4 ore costă 29 de euro. Hai să o rezerv, frate. Au rezerv, să vedem. Ten auto wurde 20 minuten rezervit, deci au rezervat-o pentru 20 de minute. Mergem și o luăm și mergem cu ea în excursie, vreo 4 ore pe aici, pe lângă Viena. Deci costă 29, 30 de euro plus 19 cenți kilometri. Deci la 100 de kilometri încă 19 euro. Merită. Bun, deci mai mergem încă. O luăm prima la dreapta și după aia la stânga. Stai să văd pe ce stradă este mașina. Pe Romano Gasei. Deci sunt, mai avem încă un minut de mers pe jos, așa scrie. Acum hai să vedem dacă e frumoasă și cum o să fie. Așa, deci aici trebuie să o luăm la dreapta. Și după aia iar la stânga, și acolo e mașina. Ce bord frumos, fii atent ce mișto este. Știți ce? BMW County, parcă așa îi zice. Și să se dau comandă pe... Se dau comandă verbală. Da, numai să-l găsesc unde merge cu comandă verbală. Burgkreuzenstein. Deci o să bar Burgkreuzenstein. Am pornit la drum spre Burgkreuzstein. Trecem pe Floridsdorf, fă proiectia acum. Nici eu nu știu sigur dacă zice Burgkreuzstein sau Burgkreuzenstein. O să vedem acolo. Uite, Dunărea. Aș putea să o iau pe autostradă și am fi acolo cam în 10 minute. Dar omul se mai și satură să ajungă prea repede, mai ales la ieșirea asta de agrement. Asta e o greșire de agrement, am lucrat toată săptămâna din greu, avem nevoie de un pic de pauză și am zis hai să ieșim puțin din Viena. Și așa că am luat o mașină în chirie. În Viena sunt vreo 600 de mașini de închiriat. Le iei de oriunde de pe stradă, le găsești prin telefon, toate BMW-uri, toate BMW și Mercedes ai, de fapt numai astea două firme sunt. Am luat acum un BMW Cutard, toate sunt noi. Pur și simplu nu merită să-ți cumperi mașina. De ce să o cumpăr? Să stea în fața blocului? Deci, nu merită. Da, dau 50 de euro acum și mergem, ne facem mendrele, vedem, mergem vreo 100 de kilometri jurul Vienei, mergem la acest castel să-l vedem, n-am fost de mult și venim înapoi. Dacă aș avea o mașină cumpărată, ar cheltui 50 de euro, poate nu zilnic, de la câteva zile, și dacă nu te urci în ea și stai, stă doar în fața blocului. Așa că mai bine
nu am mașină și când am nevoie o închiriez. Sunt vreo 600 de astea care le închiriez pe telefon instantaneu, le lași în fața blocului, unde vrei tu le lași în Viena. Pur și simplu nu înțeleg oamenii sincer care își țin banii blocați în mașini. Pur și simplu nu înțeleg. Suntem la capătul lui Praga Strase și ieșim în sus spre Bizamberg, cred că îi zice, sau ceva de genul Langenzersdorf, așa cumva, la satul care urmează. Aici ieșim din Viena. Da, uite chiar. Și intrăm în Langenzersdorf. Cred că încolo trebuia să iau. Da? Și acum ce facem? Cum mă întorc? Cred, nu sunt sigur. N-ai interzis să întorci? N-am găsit, mă, Burgkreuzenstein. Pe ăsta am găsit doar Leobendor. Hai că îl întreb pe ăla, dacă văd dacă are numări de... Are. Nu se uită. Se uită. Hai. Vrei să zici zufelic vii zum Burgkreuzenstein com? Ok. Richtung Leobendorf oder so? Ja. Und dort dann... Das ist... Heißt Burgkreuzenstein oder so? Ja. Also erste Richtung. Ja. Ja, ja. Ok, danke, ja, danke schön. Deci era bine în față, nu? Da. Vezi, ruta de bicicletă, ce frumoasă este, ce că nu este, de unde mergea aia. Da. Față? Nu, vreau să urcăm pe străduța asta și să urmă cum arată. Ce că-i vom ghibit. Uite așa arată satele austriece. Campovești. Nu? E, Campovești. E un sat austriac, e frumos, da. Bine, nu se compară cu satele românești. Asta nu e o stradă ok. Asta nu e o stradă ok, nici mie. Trebuie să ne întoarcem. Acolo se oprește și e pădure. Da. Trebuie să-mi țin burta trasă, să nu se vadă pe video burta, dar... Postim, deci este a treia oară când postim două zile consecutiv. Deci oricum noi mâncăm două zile și a treia zi nu mâncăm. Asta o facem ca aproape de un an de zile, cred că în august avem 100 de astfel de zile postite, deci 365 de zile de când ne-am apucat, dar este a treia oară acum când am hotărât ca o dată pe săptămână să postim două zile. Deci să nu mâncăm cel puțin 48 de ore. Și azi e sâmbătă, deci practic avem voie să mâncăm, deci aseară am mâncat ultima dată pe la ora 6 și mai avem voie să mâncăm duminică la ora 6, deci acum e sâmbătă, e ora 4, deci mai avem încă 20 și ceva de ore, 26 de ore. Și atunci poate că nu va mai trebui să trag de burtă, ci va sta singură trasă. Asta e. Vârsta spune cuvântul. Nu se ard grăsimile așa cum ar trebui. Merge încă.
arsă imaginea, nu știu de ce. Deja se vede. Acolo merge. Deci ce frumos. Oh, mi s-a pus un copac în față. Dă-te-mă la o parte. Dacă mă hâțâi cu mașina asta. Acum câțiva ani, drumul ăsta l-am parcurs pe bicicletă. Sunt 40 de kilometri. Ne-au mâncat țânțarii. Chiar, că am trecut prin pădurea de țânțari. Cu țânțari. Pe mine m-au mâncat. Îți amintești ce boșici mare aveam? Pădurea din țânțari, că era numai ce țânțari. Ce-mi făcuse niște boșici uriașe. Da, da. Ne-am urcat strada asta pe bicicletă sau pe lângă? Aveam mușchi atunci, frate. Da. Antrenat, nu făceam... mai putem face. Acum gata. S-a dus. S-a dus mușchi. Ce da. Frumos e. Ne-am schimbat bicicleta cu mașina acum. Da. Aici sunt mulți vulturi, nu? Da, da. E crescătorie de vulturi și fac reprezentație ei acolo la castel, îi lasă să zboare și chestii de-astea. Uite că am ajuns. Da, unde e burgul? Un pic mai în față. Asta e parcarea. E în pădurea asta, dar cred că mergem pe jos un pic. Că uite, Adler mai... marcă acolo. Da, trebuie să facem un pic și de mișcare. Da, parchează aici undeva. Da, asta nu e asfaltat. De asta este. Hai să urcăm acolo pe el. Trebuie să iei selfie-ul din spatele meu. Okay. Se face show cu vulturi. Aici scrie și numărul de telefon jos aici pentru cine vrea și pagina Adler Warte. Zboară vulturi. E interesant. Da, vine lumea din Viena, se urcă pe mașină și rapid și zice, hai să vedem și noi împrejurimile. Să sperăm că ne prinde ploaia. Da, că ne prinde, ne prinde. Da, așa se prinde tot. Wow, acolo se vede castelul, imediat o să-l vezi.
Suntem deja la porțile castelului. Întoarce-te! Hai să dăm unul acolo înainte să înceapă ploaia. Știi că noi avem fotografii aici. Mamă, uite, chiar aici în față. Aici cu apă jos. Vezi, înainte era full cu apă. Uh-huh. Uite ce frumos se vede sus. Acolo fi fost turnul unde era închisă prințesa, dacă nu era cu minte. Da. Și în celălalt turn prințul. Și slujitorii își făceau de cap în tot palatul. Hai să-i dăm unul acolo. Da, e frumos. Ce scrie acolo? Aici e vulturi, aici e arată. Aici sunt închiși? Da. Acolo jos groapa aia, era plină de apă. Da, pe vremuri să nu intre dușmanii. Vezi? Hai să-i dăm un acolo. Se poate de jur împrejur? Da, da, se poate. Frumos se vede, sărătizată, așa. Da, ce să -i... Noi și Burgu. Kreuzstein? Kreuzenstein. Kreuzensteinburg. Noi și castelul. E castelul nostru, să știți. Da, da, ne-am da. Cumpărat castel. Garsoniera. Garsoniera. Ca adevăratul castel așa. E în capul nostru și în inima. Nici nu trebuie așa castel. Nici nu ne trebuie așa ceva. Dar e frumos ca istorie să-l vezi așa, e foarte frumos. Suntem în pădurea castelului. Ia uite, ce duncăl e, ce întunecată este. Wow! Și astea sunt zidurile castelului. Poate apare ursul. Să vezi ce repede mă casăr pe ziduri. Da, o să vină ploaia, sigur. Trebuie să ne grăbim. Iuhu! Fii atent acolo ce înalt e. Da. Aolo, ploaia! Mergi! Hai repede! Am parcurs pădurea în pas alergător pentru că a început un pic de ploaie și ne-am speriat. Am crezut că ne face flașcă, dar s-a oprit. Un pic de fitness. Ploaie, dar
Wow, ce frumos e! Nu? E frumos! L-am filmat destul. Hai să ne punem și pe noi aici, în fața lui, să întorci imaginea. Să fim și noi în poza aici. Poftiți, poftiți, vă rog, în castelul meu. Este o viață ca bănuță de vară. Nu vă sfiniți. Mergem cu spatele și ne ascundem de ploaie, să vezi dacă se închide grilajul ăla. Hai să mergem, Iberia. Hai, repede! Începe ploaia, repede, repede. Hai că vin și eu. Urc și eu. Wow, să cea mai rapidă vizită la castel. Da. O să înceapă o clăbuci, o să vezi tu ploaia. Suntem deja un pic puzi. Na, acum din nou la drum pe ploaie. Din păcate n-am putut sta mai mult în jurul castelului din cauza ploii, așa că din nou la drum. Loc de grâu. Wow. Ce mari sunt, uite ce plouă. Asta-i mentă, plan de mentă. Mă plouă. Uite de ceamă. Wow, ce s-a întățit ploaia. Dar spală mașina, că așa era. Era murdară. Mă, ce-a pornit. Ce bine că am plecat de la castel. Că eram praf. Ce-am un duș gratuit. Am ajuns la un restaurant aici, izolat, dar noi, din păcate, azi nu mâncăm. Sau din fericire. Sau din fericire. E ziua noastră de post. Și nici nu vrem să ne gândim la mâncare, pentru că zice Moisei sau Elisei, cum îi zice la tipul ăla cu postul lui de 40 de zile, că dacă vorbești despre mâncare, dacă te gândești la mâncare, dacă privești un afiș sau ceva, îți pornești digestia. Deci, hai să nu vorbim de mâncare. Ok. Ne uităm doar la lanurile de grâu. Așa. Și nu ne imaginăm că din ele se face pâine. Nu sau gogoșele. Sau nu ne imaginăm că paștem și noi. Oh. Ok. De Viena încolo, 25 de kilometri. Am ieșit din tunel. Și
când spre casă. Da. Am ajuns acasă și acum se încheie... cum? Uite, trag de aici. Încetează închirierea, Mitte Beenden. Ok. Da. S-a închis acum, nu? Geamurile sunt închise? Da. Păi altfel, dacă sunt geamurile deschise sau dacă am uitat ușa deschisă sau ceva, nu-mi încheie închirierea. Da? Ca un primar. Ok. Mergem spre casă.